Naționale! Erați de față? Da, păi eram cu loganul celălalt. Și cu loganul ce s-a întâmplat? Domnișoara cu mașina nu a observat că mai vine o mașină. Eu semnalizeam să merg dreapta și domnișoara a dat stânga. Domnișoara cu mașina cu Ford-ul? Da. Ford-ul a intrat, nu știu, n-a observat mașina Audi. Nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama ce... Și unde era cu loganul? Eu făceam dreapta. Mergeam spre Tăbășeni. Spre Tăbășeni. Nu v-a atins mașina, nu nimic. Ba da, eu să avariat loganul celălalt. Avariat rău? Nu, doar la repa din spate. Atențios. Vineam de aici, așa vineam, am oprit acolo, tocmai acolo am oprit. Când au venit cu șoferul, doamne, au intrat pe aici așa fără să conturează și au intrat direct în noi. Ea tot are pretează dreapta. Doamna a vrut să iasă de aici așa, să face dreapta, stânga și ea nu s-a mai sigurat și a intrat direct în noi, au intrat. Avea viteză sau? Nu, n-aveam viteză, nu. Dacă n-am avut, dacă nu oprem acolo așa, intram și muream cu toți și doamna cu doi copii și noi cinci oameni muream împreună. Cum au ieșit ea cu viteză? Eu când vineam de acolo, am oprit toate să iasă puțin la toaletă copilul. Da. Am oprit, am băgat de a doua. Când să vinim pe ce, nu cu asta, banda asta următoare, nici nu aveam nici a treia. Vreau să o dau a treia, când am văzut că era un tir în fața mea. Am văzut că doamna între tirul și între mine mi-a scos palea. Abia am vrut să reduc. La un moment dat n-am mai aveam nimic. Ei era să luăm foc să murim toți. De am încercat să oprim și am fost din contact imediat, ca să nu luăm foc în mașină. Deci a fost ca un impact care n-am pomenit în viața mea. Dacă te-a mai băgat Dumnezeu mâna în fața ei, când trebuia să moare două femei și doi copii și noi cinci oameni. Acum copilul meu e rănit foarte grav, cu piciorul, e mâna lui ruptă, piciorul lui rupt, cumnata mea, e dinții de stricat, tot aici e ruptă din dinți. Dom'le, era un impact care nu mi s-a întâmplat. Dacă, cum ar fi dacă intram eu să zic de bani normal cu viteză. Dar așa au făcut, eu au avut o viteză peste 60-70, cred că zic. Și nu pot să-mi dau seama cum v-am scăpat Dumnezeu dintr-o... Tot ea s-a lovit aici la dinți și buza aici așa s-a întâmplat. Buza aici. Băiatul lui cu mâna, cu piciorul și cumnata mea, tot ea lui s-a lovit aici așa la capul. Este un impact. Era să luăm foc în mașină. Era să luăm foc în mașină, dar atât dacă n-am văzut impactul ăla, m-am stăpânit, m-am lovit și eu aici în pept, m-am asigurat cintura și am oprit și am scos ele din contact, că luam foc. Am văzut că vine foc pe ăla, eram prea conștient. Am scos ele din contact și am oprit motorul, că altfel luam foc. Devin. Și de asta au venit dacă am oprit cu un domnul, știi cine era, că eram înconștient cu copilul meu, mă țineam aici, am știut că moare. Acum îl doare și pe piept aici așa, și pe mine mă doare tot de aici așa, m-a lovit aici pe ăla. Nu știu ce se face. Uite aici m-a lovit și mă doare piept acum. Acum să vedem ce face cu accidentul ăsta, de merge la un control. Știi cum mă încurca? Dacă mașina mea, nu, dacă aveam, eram eu de vină, sau că eram beat, sau dacă nu acordam prezență, sau dacă aveam eu un motiv, mai zic, dar așa toată lumea are mașină, că de asta e Bulgaria. Hai, tu vezi la o să-mi copt pe ei să-mi plătească daunele morale și despăgubirile mele care le am.
În râs, nu vreau nimic de la ei, să-mi plătească daunele moral și... Și mai mulțumim la, pentru Dumnezeu că n-am pățit ceva mai rău. Să fie cineva mort aici, cu, ea cu doi copii, două femei și noi aici 5 persoane. Să mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat până acum, până aici.